Expoziție itinerantă a Muzeului Olteniei la Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni. Intitulată Oltenia și patrimoniul său UNESCO, expoziția reunește 100 de piese deosebit de valoroase, aflate în colecțiile secției de etnografie Craiova. Este vorba despre artefacte deja intrate în patrimoniul mondial UNESCO, aparținând ceramicii de la Horezu, scoarțe tradiționale românești, mărțișorul tradițional, călușul ca dans ritual, dar și ia tradițională, care a fost propusă spre recunoaștere în patrimoniul universal. Tot ce avem aici în expoziție, practic, este înseamnă o moștenire culturală a unor civilizații străvechi. Și noi nu facem altceva decât să muzeul nu face altceva decât să le achiziționeze, să le conserve, să le etaleze prin astfel de manifestări, să le perpetuăm. Vernisajul expoziției Oltenia și patrimoniul său UNESCO a avut loc marți 29 octombrie în incinta școlii primare de la Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni, în prezența unui public numeros format din muzeografi, reprezentanți ai autorităților locale și județene din Vâlcea și vizitatori interesați să cunoască obiceiurile tradiționale românești incluse în patrimoniul universal. O idee extraordinară, aceea de a aduce în spațiu public elemente ale patrimoniului cultural universal, elemente românești, da? Ale Olteniei, pentru că sunt acestea sunt mostre ale sunt eșantioane, da? Ale acestui patrimoniu. Sigur, când vorbim de căluși, e vorba de costum, nu de dans în sine, de ritual, atenție la căluș. Nu vorbim niciodată de dansul călușul, ci de ritualul magic. Aici asta trebuie reținut, că se face confuzia și acel know-how, cum să faci, de aceea a fost declarat, cum de altfel și tehnica țesutului, în care intră și scoarța și covorul și, sigur, și obiectul material care rezultă. Mărțișorul, de asemenea, toate intră în și în arealul nostru, pentru că dacă vorbim de căluș, călușul este element de patrimoniu în care intră Oltul, Doljul și Vâlcea. Ideea este că va veni o zi, dacă noi nu scriem și nu decodăm această simbolică, pur și simplu este o imitație de la așa era, de 100 de ani, toată lumea spune, de 100-120. Important este, trebuie să-i spui simbolica. Expoziția poate fi vizitată până la data de 14 decembrie 2019, de marți până duminică, în intervalul orar 10-17.